Bine. Invitatele mele următoare le au pe amândouă, pentru că le cheamă Denisa și Ilona. Sunt surori, au învățat despre bine și rău de la tatăl preot și de la mama educatoare. Au învățat despre muzică și tradițiile mușcelene de la bunici și străbunici. Au 5 și 11 ani și sunt acum aici însoțite de mama lor. De ce? Pentru că promovăm frumusețile și talentele din muzica populară, indiferent că sunt mici, că sunt mari. Să le poftim! Bună, Ilona! Bună ziua, bine m-am găsit! Denisa, ce faci? Să rămână mama? Bună ziua! Mama Cristina, ce faceți? Mama sunt educatoare? Sunt foarte bine! Sunteți foarte bine! Stați să nu vă ținem cu coșul ăsta așa! Deci noi, da, aici un coș frumos! Da, să țineți microfonul mai aproape ca să vă auziți, vă rog frumos! Am emoție pentru prima dată când îmi faceți fetele! Nu face nicio... Dar în același timp și o mare bucurie! Foarte bine, da. Pentru că sunt frumoase și sunt talentate. Da. Mulțumim. Mulțumim. Așa este? Da. Și o să cânte amândouă, nu? Da. Noi ne-am gândit aici să promovăm la emisiune și tinere frumoase din muzica populară și tineri frumoși din muzica populară, dar și așa tinere, uite, foarte talentate din muzica populară. Pentru că Denisa are 5 ani, iar Ilona 11 ani, da. Iar în curând o să facem și un duel al mini-ansamblurilor. Pentru că nu ne-am lăsat, da? Am avut ansamblurile, iar din 10 aprilie începe mini-duelul ansamblurilor după Paște. Până atunci suntem un pic cu cozonacii. Haideți să luăm un loc, vă rog frumos. Mulțumim. Vă rog frumos să luați un loc. Ia, uite, bă, avem aici de la, de la Argeș sunteți, nu? Da, este o mică poveste, să spunem așa. Eu sunt născută la Câmpul Mușcel, da. Dar de la 15 ani am venit în București, la liceu. După aceea l-am cunoscut pe soțul meu la 18 ani, m-am căsătorit și am rămas definitiv în București. La 18 ani v-ați măritat și apoi ați devenit și mamă. Da, foarte repede, la 19 ani jumătate am avut-o pe Ilona, eram anul întâi de facultate, dar părinții mei, o salutăm pe mamaie care se uită, acum, uită, da. Și care este în spatele camerelor. Da, da, și tot timpul merge cu noi peste tot, ne însoțește. Sunt părinții tăi? Mama mea, da. Ea s-a ocupat foarte mult de Ilona. Da. Da. Și datorită lor, a părinților, în special a mamei, Ilona este astăzi un om cu care ne mândrim toată familia. Foarte frumos, o să vedem și noi, pentru că ne-a scris aici la maruta@romprotv.ro. Vreau să le spun și celor care se uită la noi să ne trimită scrisori dacă au persoane talentate, persoane cunoscute și care merită să apară la televizor. Deci vă rog frumos la maruta@romprotv.ro. Suntem aici la dispoziția noastră 24 din 24 de ore. Call center-ul emisiunii la Măruță funcționează. Vă rog frumos, trimiteți mail-uri pentru mini-ansambluri, pentru oameni talentați și așa mai departe, pentru oameni care se mai înscriu la cozonaci. Să revenim, doamnă. Cum l-ați cunoscut pe soț? Că e foarte interesantă povestea. Da, eu mergeam la... Să țineți microfonul mai aproape, eu mergeam... ca să vă audă și el. Da. Să uit acum la televizor, îl salut. N-a vrut de data aceasta să apară, sperăm ca data viitoare să vină cu noi, să ne însoțească. Da. Eu mergeam la biserică, el cânta la strană. Eu eram la clasa 11-a când l-am cunoscut și așa s-a legat o prietenie între noi. A fost primul prieten, ne-am căsătorit de tineri, avem două fetițe frumoase. Ce frumos! Da. Și mergeți deci la biserică? Da, mergeam la biserică, era undeva în drumul taberii, este Biserica Forțelor Majore, Biserica Armate, este o capelă. El a cântat acolo ca... era în strană, era cântăreț. Și cum v-a abordat? Da, nu știu, ne-am plăcut, a fost reciproc. Așa, pur și simplu m-a invitat să ieșim la un suc. Adică v-a văzut aceea. Că merniți des la biserică, da, și a zis da, și am ieșit împreună la un suc. Prima întâlnire a noastră a fost la McDonald's. Și fetele știu. A fost o întâlnire frumoasă. Părinții la un moment dat ne-au urmărit, că nu știau unde eu o să merg, mama și cu fratele meu. Că mă, da. Noi am făcut o credincioasă pe asta mică, dar prea toată ziua e la biserică. Da, oricum ne-au susținut foarte mult, da, familia și... Vă mulțumesc mult de tot pentru cadou. Da. Băi, plantă, tată, ia uite ce dăm de Paște. Da, este un vin bisericesc, tată, normal. Da. E luat din cămara familiei. Da. Vin bisericesc, foarte frumos, uite aici Denisa și... Ilona, de aici scrie Amiroae. Amiroae, da, soțul este, bine, e născut, crescut în București, dar la origine este moldovean.
cam Ioraie, da? Toată lumea când merge Ilona în concursuri așteaptă să vină o moldoveancă îmbrăcată să cânte în Moldova. Foarte frumos, da. Vreau astea să vi le dau vouă. Nu sunt pentru copiii dumneavoastră, că ne-am gândit că vine Paștele și știu că aveți doi copii, aveți o fetiță. Mulțumesc. Și un băiețel. Și da, am încercat, și nici da, noi avem. Au și ele, da? Acolo sunt și două străchini din lut, una pentru fetiță și una pentru băiețel. Mulțumesc mult de tot. Ne-am gândit să... Sunt tradiționale, sunt tradiționale din zona, da, Mușcelului, nu? Da, de la Mușcel, nu? Da, lingura de lemn. Asta va fi de acum încolo porția mea, nu mai râdeți. Nu credeți? Am intrat la dietă. De azi. Dietă, tată, scrie pe mine. De azi am intrat la dietă. Asta e. O să vedeți. De acum încolo o să mănânc doar câte o firimitură și din cozonac, nu mai pot să risc. Eu mă bucur că ați venit cu fete, dar acum haideți să le cunoaștem, da, și pe, și pe fete. Și mi-ați adus-o, da, și pe avem o icoană cu Sfânta Paraschiva. Avem o icoană cu Sfânta Paraschiva, da. Sotul acum este preot în comuna Daia, în județul Giurgiu. Iar Sfânta Cuvioasa Paraschiva de la Iași este ocrotitoarea bisericii, da. Iar, nu știu, de-a lungul anilor, tot timpul ne-a protejat și ne-a ocrotit. Și noi v-am oferit această icoană să vă protejeze și să... Frumos, da, să vă aducă mult, vă mulțumim, prosperitate mult de în familie. Mulțumim mult de tot. Doamne ajută. Haideți să vorbim puțin acum și cu cele două surori, pentru că de asta sunt la emisiune. Cine vorbește prima dată, Denisa sau Ilona? Denisa cântă și prima, nu? Da. Vorbește de microfon. Ia da? Să vedem. Din clasa, mergi în clasa 0 din toamnă? Da, o să da. Intre în grupa pregătitoare. Am luat examen. Așa. Și... am luat locul săptămâna 10. Trecută, 10. A avut exam... Ai luat 10? Bate săptămâna palma, trecută, da. A avut examen la colegiul din Ulipati și a intrat, da. O să intre grupa pregătitoare de la toamnă. Dar știi ce vreau să te întreb? Tu ai 5 ani și te văd în costum popular. Când ai urcat prima dată pe scenă? De 3 ani. Cum de 3 ani? Că aveai 2 ani? Nu, pe 13 ani. Mai anul acesta împlinește 6 ani. Avea deci 3 2 și ani și 9 luni când a intrat. Primul videoclip la 3 ani l-am făcut. Foarte tare. Și tu ești prima care ne cânti astăzi, nu? Nu. Dar vreau să-mi spui ceva, Denisa. Tu ești mai talentată ca sora ta? Da. Nu este da, adevărat. Ți-a zis-o. Ce să mai faci, Ilona? Acum trebuie să accepți de la ea, totul e... Nu? Trebuie să accept. Tu cum ai început cu muzica populară? Eu am început să cânt muzică ușoară de la 3 ani. Tot jumătate, de la 3 ani? Wow. Da. Până la vreo 7 ani. Iar da. De la 7 ani mi-a plăcut mai multă muzica populară. Ce tare. Și mergând mereu la bunica, la țară, am văzut costumul popular și mi-a plăcut foarte mult. Foarte frumos. Deci fetele acestea cântă de la 3 ani, oameni buni, foarte tari. Denisa, haide să fii tu prima care ne cânți, da? Da. Te rog frumos, aici în fața publicului, stai un pic, uite-mă ce repede, imediat. Imediat, e ca un titirez. Ce ne cânți? Pe sub de alb, pe sub pădure? Cum? Pe sub de alb, pe sub pădure? Nu, nu. Firai să fim, măi băiete, avem o melodie în premieră. A, da? S-a schimbat, ieri a schimbat mamei piesa. De la studio, cât, da? Cât, deci cum se numește piesa? Firai să fim mai băiete. Așa e, foarte bine. Firai să fim mai băiete. Ea este Denisa, are 5 ani, oameni buni, face 6. O fată foarte frumoasă și foarte talentată. Așa că o lăsăm să vă cânte. Se uită jos și
Foarte frumos, mulțumim mult de tot, Denisa. Te rog să iei un loc. Am înțeles că la sfârșitul anului ați fost în America, ați cântat acolo? Da. Am înțeles. Denisa, da, chiar și la consulatul român, general, da, de la New York, domnul avocat Dancu Cătălin le-a văzut pe fetițe și ne-a invitat chiar de 1 decembrie să cântăm acolo. Ia uite unde a ajuns Cătălin Dancu, prietenul nostru, Greta. Da. Și asta îi mulțumim domnul și avocat. Domnului Ștefan Atenagoras, un prieten vechi al soțului, al tatălor lor. Prin intermediul dânsului l-am cunoscut pe domnul avocat și am ajuns la foarte consulat. Da. E un om extraordinar, Cătălin Dancu, și mă bucur că ați fost acolo. Tu o să ne cânti, Ilona, acum. Ce piesă? Sunt fată de la Mușce. Ea a fost printre primele mele piese și cu ea, să zicem, m-am lansat. Da? Și atunci asta o și cântăm acum, nu? Și spune că... Și vreau să mulțumesc doamnei Elisabeta Ticuță pentru că mi-a permis să cânt această piesă și acum se uită la noi. Și tu ești elevă la Dinu Nipati, nu? Da, clasa 6-a, unde studiez naiul și pianul. Foarte frumos. Și anul 3 la Școala Populară de Arte, sub îndrumarea domnului profesor Aurel Mustața. Și am înțeles că ai cam 100 de costume populare. Ca da, aproape 100 de costume populare. De la străbunica, de unde? Da, de la străbunica, multe sunt și primite și achiziționate. Foarte mult. Deci ai la vârsta asta cam câte costume? 100 de costume complete, de costume. Păi da. Avem, costume să le ții? Avem, da, un șifonel. Adică abia am loc aici, în spate aici, am și depozit, am și, ziceți, de genul ăsta, nu știu, garderobă de asta. Avem un dressing, da, special, da. Avem un dressing special unde le ținem. Da. O salutăm pe doamna Tila din comuna Daia, pentru că dumneavoastră... Ne recondiționează costumele. Ne recondiționează, da. Bravo, uite, oameni talentați, frumoși, tineri astăzi. Asta este bine. Eu zic să ne cânte Ilona, nu? Pentru că dacă a cântat ceva mai devreme sora ei, Denisa, acum să ne cânte și sora mai mare, Ilona, nu? Da. Haide, Ilona, să vedem. Don't know.
Mulțumim mult, Ilona! Te mai așteptăm aici cu sora ta talentată, cu Denisa. Vă mulțumesc mult, fetelor, să aveți multă baftă. Și să nu uitați atunci când o să ajungeți mari cântărețe să scrieți acolo pe CD. Am trecut și pe la emisiunea lui Măruță, era și Plantă în culise. Plantă-i băiatul ăla. Puteți să scrieți doar la Măruță. Era Măruță acolo și... Da? Da. Uite, Plantă. Ții minte când au venit fete aici la noi la emisiune și spuneau că se uită la emisiunea noastră, mă rog, la emisiunea mea, mă știu de când ele erau în clasa a patra. Uite-te aici, o să vezi pe Ilona peste câțiva ani, când o să povestească cum a venit la emisiunea noastră. Arăți foarte bine, Plantă, să știi, din profil. Perfect. Mulțumim mult de tot, fetelor. Ce e cu marfa aia? A, de la bucătarul, de la șeful? No, ai, nu cred. De la Antonio? Tu vorbești serios? Da, l-a trimis Donald Trump cu el. Lasă-le acolo, asupra, ai de mine. Păi avem și... Mamă, cum arată. Și a ținut promisiunea omul. Haide să le servim pe fetițe, te rog frumos, vino aici cu ele, că dacă tot avem copii, stați aici un pic, nu plecați. Că uite aici, hai să vă spun, aici e bucătarul lui Donald Trump care a făcut asta, cofetarul. Adică voi ați fost în America și a venit vineri aici la mine la emisiune, Antonio, și să știți că mi-a promis că mi-aduce ceva mâncare făcută de el. Uite, ceva deserturi, vă rog frumos să serviți. Deci el este între primii 10 din lume, că uite, ia te rog. Ca bucătarul lui Donald Trump, cofetarul. Mă rog, când are și Donald Trump chef de ceva dulce, îl caută. Ia uite aici. Ia uite aici. Ia, vă rog frumos, Plantă, stai și tu aici, că să facem o bucurie copiilor. Haide, vă rog frumos, voi sunteți, voi puteți să serviți. Haide, te rog, încearcă. Deci sunt făcute de unul dintre cei mai tari șefi din lume, îți dai seama? Este în primii 10 din America. Haideți, curaj, fetelor, curaj. Păi dacă eram eu Plantă și nu eram la dietă, știi cum făceam acum? Ravage. Vrei să-l strigi, nu? Ia, hai să tem un pic așa. Plantă, vrei o felie? Nu, mulțumesc. Sunt și eu la dietă. Și tu ești la dietă? Am lăsat urmă de șoricei. Ia, păi da, n-am o farfurioară. Cum să tăie asta? Poftim, și? Plantă, ai o farfurie? Te rog frumos, ajută-mă puțin aici, da? Ia să vedem. Cum e? E bun? Puteți să vă mândiți, fetelor? E ok. Puteți să vă mândiți, fetelor? Nu-i nicio problemă, că este de la, cum spuneam ceva mai devreme, cofetarul lui Donald Trump. Ia uite, bă, băiatul. Vă recomand acest tort, e foarte bun. Antonio! Reclamă, nu? Șef Antonio, e foarte tare. Ți-am zis, e în primii 10 din America. Ia uite aici. Wow. Vă rog frumos să serviți. Mama, serviți, să spuneți eu cum e. Ar fi păcat să nu gustați. Puțin. Plantă, vrei și tu? Nu, mulțumesc. Cum e, copii, e bun? Dar nu am luat. Păi și atunci de ce l-ai recomandat dacă nu l-ai luat? Pentru că nu a pus. Ia vezi. Spune doar dacă îți place. Cel mai bun, nu? Perfect. Noi ne abținem Plantă pentru că suntem la dietă. Sau gustăm doar puțin? Doar un pic poți să guști, adică n-ar fi păcat. Da, mă, dieta ce guște atât, e ca o vrăbioară, ia uite. Suntem un podcast, nu mai rămâne superb. Nimic.